Și acum revenim la un nou subiect și mai interesant despre coronavirus din nou și efectul acestuia asupra omenirii. Pe când a apărut coronavirusul sau pe când s-a extins și suntem la al doilea, al treilea val din pandemie, și mai auzi pe co la colț de stradă, păi sunt infectat cu coronavirus de la primul val. Primul val, știi? Nu la al treilea val. Așa. Au început și ceea ce se cheamă închiderea de locuri de muncă, să-i spunem așa. Școli, grădinițe, licee, școli de meserii, universități și facultăți. Păi, acum 2-3 ani de zile era un zumzet, domne, și în creșă auzeai o orăcăială de copii în fiecare zi și de părinți care alergau dimineața și aducea și bunicii care îi lua după amiaza ca să ajungă părintele acasă odihnit. La grădiniță la fel, râsete de copii și doamna directoare care striga, fostă educatoare, la copii: măi copile, măi, sau măi băiete, sau măi fetiță, măi, știi? Nici asta nu se mai întâmpla. Nu se mai întâmplă. Sau la școli, când venea profesoara și ne scotea în fața clasei: două boabe, că n-ai învățat ca papagalul definiția energiei cinetice universale. Cum? E egal cu mc pătrat. Asta e definiția, nu? Sau formula matematică a apei: H2O. 2 de hidrogen plus 2 de oxigen. H2O. Știi? Sau 2H plus O. Știi? Sau bioxidul de carbon. Un carbon plus 2 de oxigen. Și tot așa. În fine. Trecem și la facultate sau universitate. Mamă, și era o zumzăială acolo și toate alea. E, după coronavirus, școală, grădiniță, gimnazială, liceu, școală de meserii, facultate de stat sau privată, universitate de stat sau privată, închisă pe viață. Practic, te uiți la niște clădiri de tip muzeu. Adevărul că și în muzeu intri mai des. Trist. Dar doamna directoare care striga acum 2 ani de zile: măi băiete, fii cu minte, măi fetiță, nu mai fi nesimțită? Și te apostrofa, este șomeră cu acte în regulă. În momentul de față se fac școli online, pentru ca să nu se extindă, pentru că suntem la un nou val planetar exponențial de extindere a coronavirusului în lume. Ceva de genul cum ai auzit, acea zicală, sau cum vrei să-i spui: mergeam pe stradă și dintr-o dată aud la colț de stradă: am coronavirus de pe vremea primului val. Știi?
Și uite așa, doamna directoare, ca să-și păstreze jobul, dă afară cea mai proastă educatoare, din punctul ei de vedere. Pentru că trebuie să aibă loc de muncă. Altfel, moare de foame. Până și la teatru, când te duci, în ultimul timp, la cinematograf, dacă te mai duci și nu se extinde valul 3, 4, 5, 6, exponențial planetar al coronavirusului, este vizitat. Înțelegi? E bestială treaba. Nu știu ce viitor vom avea, dar cu siguranță ceea ce vom avea pentru noi, ca omenire, va fi și mai proastă, domnul doctor. Mă înțelegi? Adică, doamna educatoare stă și vorbește cum vorbesc eu și aștept probabil să mi se răspundă pe partea cealaltă. Dar, domnul, să fie cineva să mă asculte și să învețe ceva. Și să dedesubt. Altfel, mă duc la doctor, ceva căzut. Nu se ia de minte. Așa și mă se ia de minte, se scoate. Nu e o problemă. Când colo era un canin spart. Trecem mai departe. Ce vă doare, domnul doctor? Spinarea. De ce? Că poliția a pus bastoane și girofare pe noi. Pentru ce? Iată. Din ce în ce în ce mai bine. Gândește-te cum sunt grădinițele astăzi, creșele, liceele, școlile gimnaziale, școlile de meserii, facultățile și universitățile. Nașpa, nu? Nașpa rău de tot. Nasol. Dar de la ceva de genul cum erau unii. Știi cum sunt ăștia, mă, la facultățile private? Fac numai X și 0 și ies doctor docenți și nu știu ce. E, află că în X și 0 te întreabă în felul următor, la întrebare. Spuneți-mi, vă rog, formula matematică a apei. Și ai trei variante. A, B, C. Domnul profesor, pe partea cealaltă, are grila cu răspuns. Că te duci la facultate de stat sau privată, mi-e aceeași întrebare, pentru că n-am. Sunt inginer chimist și profesor și toate cele, nu vreau să vă jignesc, dar nu este timp de pierdut. Gândește-te cum e la medicină acum. În momentul de față, te duci la doctor, spuneți-mi și mie anatomia broaștei testoase la facultatea veterinară. Știi? Și înveți ca nebunul și te întreabă. Are doi ochi, patru picioare și coadă, carapace. Pe vremea când era înainte. Și povestea e. De culoare vernil, căcăniu, sau mai știu eu ce, maroniu. Și povestea e. Și scrie ca la nictar. E, acum
Este adevărat că broasca testoasă de pe râul Nil are patru picioare, coadă, carapace, doi ochi, nas cu căpăcele, căpățână, gură sau căpăcele, ochi, patru picioare, coadă sau carapace, patru picioare, fără coadă și tot așa. Și a ieșit doctor veterinar. La medicina umană e și mai și. Este adevărat că dinții de minte se scot? Da sau nu? Da. Și a ieșit un stomatolog bun. Este adevărat că corpul uman are patru canini sau doi canini? Și restul sunt dinți? Sau extindeți? Cum era înainte, povestiți-ne maxilarul uman. Este adevărat că în maxilarul uman sunt doi canini și restul dinți, vreo 30 și ceva de bucăți, dacă nu ți-au căzut. Și tot așa. Și uite așa, ajungem la extinderea planetară exponențială a coronavirusului, a închiderii a grădinițelor, școlilor, școli gimnaziale, licee, școli de meserii, facultăți sau universități de stat sau private. Și doamna directoare, care este ori șomeră, ori de cine să dea cea mai slabă profesoară sau învățătoare din liceu, școală, facultate, universitate, ca să-și păstreze actual loc de muncă. Splendid! Viitor magnific pentru a noastră omenire. Practic, nu vom mai socializa. Mă aude cineva? Nu te aude nimeni. Răspunde cineva? Nu răspunde nimeni. Noroc cu site-urile de socializare, noroc cu internetul, cum mai scoatem înainte, da, nu știu cât, pentru că tehnica ne va arde și fără evoluție ducem la involuție. O seară plăcută vă doresc.